v-ați născut în București, ați locuit în București, ați lucrat în București, ce înseamnă Bucureștiul pentru dumneavoastră? M-am născut în București, am locuit în București, lucrez în București, dar nu mai locuiesc în București. Pentru că București este splendid, dar nu mai este la fel de romantic cum era atunci. Nu atunci, că nu am o vârstă faraonică. Nu, dar nu mai este ce a fost, nu mai e romantic. Fie București era un oraș verde, cu multe parcuri, unde copiii aveau unde să se învârte, să se rostogolească prin iarbă. Nu mai există. Toate locurile frumoase, verzi, majoritatea, sunt acum niște mari blocuri. Strada mea pe care eu am adorat-o, strada pe care am stat, cartierul copilăriei, nu copilăriei mele, copilăria mea a fost la Poșta Vitan, care nu mai există. Există poșta, dar restul este înconjurată de blocuri. Mă rog, eu n-am crezut că o să fie așa o nebunie cu aceste... Eu sunt de acord cu noul, dar nu să distrugem tot ce a fost frumos. În toată lumea asta mare și civilizată s-au păstrat locurile frumoase. La noi nu. Parcă aceste... București e superb, eu l-ador. Și s-au făcut niște lucruri foarte frumoase. De exemplu, podul care s-a făcut Basarab, parcă Basarab, podul cel nou, este superb și este o bucurie a mea ca să merg tot timpul spre casă, pe acolo, din București, când vin de la televiziune sau de unde vin, să trec spre casă acolo, spre toată partea aia de sud, nord, nu știu unde e, nu, nord nu stau eu, spre Chiajna, spre Crângaș. Este podul nou care este superb și seara e superb, luminat, este frumos, e o mare realizare. Sunt foarte multe realizări, dar eu am senzația că s-a demolat și s-a dărâmat mult ce nu trebuia. S-a distrus foarte mult. Străduța mea, că spuneam, care era o stradă romantică, cu intelectuali, cu lume bună. Bine, atunci când m-am mutat eu acolo, nici eu nu prea știam prea multe despre lucruri. Dar era o stradă frumoasă, liniștită, cu verdeață, cu căsuțe, cu flori, cu iarbă frumoasă. A devenit o frumoasă stradă liniștită de blocuri. Eu mai apucam să stau la mine în curte, cu mâinile pe piept, să văd lumina cerului. Atât. În rest, peste tot era... Eu am plecat din București, pe care l-am adorat. Și acum îl iubesc. Eu nu pot să spun că nu iubesc Bucureștiul, numai că eu am o gură mai mare și spun adevărul, nu mai este ce a fost, nu mai este romantic. Străduța mea, ți-am zis, este o străduță liniștită de blocuri, s-au dărâmat vilișoarele, s-au construit blocuri, nu știu dacă cu aprobare nu este treaba, nici mă interesează, deci m-au făcut să plec. M-au gonit, practic, de acolo, nu-mi pare rău că mi-au făcut un bine. M-am dus într-un loc frumos, tot aproape de București, nu puteam să plec chiar de tot, aproape de București, dar plin de verdeață, plin de oameni frumoși, liniștiți. Bucureștiul s-a umplut de oameni răi, păcat, știi vorba mea, e păcat de orașul ăla frumos, că mi-e locuit. E o glumă, eu iubesc foarte tare oamenii. Bine, nu iubesc oamenii răi, dar... Am câteva... Mai trec pe strada mea. De multe ori, pentru că pe acolo mă duc la coafor sau unde mai mă duc. Și sunt uimită de fiecare dată când trec pe acolo. Nu știu dacă sunt uimită sau mai mult înspăimântată. Bucureștiul copilăriei cum arată în o frumusețe. În câteva este senzații. De acel București spun eu de romantic. Era frumos. Eu cu părinții mei, cu sora mea, cu verii mei, în fiecare weekend mergeam într-un parc. Aveam foarte multe parcuri acolo. Eu m-am născut la Poșta Vitan, repet, care mai există. Știi că am găsit-o cu greu de blocuri? Am găsit-o cu greu. Eu sunt de acord cu noul. Dar nu cu dezastrul.
trebuie să avem foarte mare grijă de el. Bucureștiul, cum toată lumea știe și părinții noștri ne-au spus, era considerat micul Paris. Nu mai este micul Paris. Nici cu New York nu-l putem asemui, pentru că nu avem zgârie nord, dar suntem la un pas. Să fim New York-ul din România Mare. Din România Mare. Este România Mare și în mijloc nu mai se cheamă București, New York-ul bucureștean. Cea mai frumoasă amintire cu Bucureștiul sau din București? Ți-am spus, știi că la mine, acasă, nu știu dacă am prins, aici am prins o zăpadă foarte mare acum un an și la mine acolo în București am prins-o de vreo două ori și am putut ieși din casă prin făcut așa maldărul ăla de zăpadă, așa parcă un iglu, știi? Și ieșeam prin iglu pe stradă. Îmi țineam spectacolele mele cu copii. Eram acolo cu spectacole cu copii în curtea mea și știu că aveam alea erau cele mai frumoase momente ale copilăriei mele. Când făceam eu eram la corul de copii radio și veneam acolo și ce făceam acolo, ce repetam acolo, veneam la mine în curte și chemam prietenii de pe stradă și repetam cu ei în curte. Era, na, eu am avut o copilărie frumoasă unde stăteam eu atunci când eram mică. După aceea ne-am mutat cu părinții tot acolo, tot în zona aia am stat, tot timpul, în zona pieții Vitan, poștei Vitan și anii copilăriei. Era foarte frumos. Era Parcul Titan. Parcul Titan. Acum mai este, dar numai aici a fost. Plin Bucureștiul de parcuri. Plin de m-am dus acum, mie îmi place foarte tare, îmi plăcea foarte mult la grădina zoologică, zona aceea, pădurea Băneasa, era Casa Albă, plin de verde. Am văzut și m-am înspăimântat că în pădurea Băneasa există blocuri și vile. Și am zis, pădurea Băneasa cu blocuri, cu vile? Rămâi uimit. Bine, nu te duci zilnic pe acolo. Dar nu pot să spui că, repet, să nu se înțeleagă greșit, eu sunt de acord cu tot ce este nou. Și chiar îmi pare rău că nu am 20-30 de ani în urmă, mai puțin, ca să mă pot bucura de tot ce vine nou. Să se înțeleagă bine. Iubesc noul, dar nu dezastrul. Iar ce se întâmplă în București este totul haotic și probabil că nu este iubit îndeajuns. De cine trebuie să fie iubit? Că noi suntem niște muritori de rând și degeaba îl iubim. Asta e părerea mea. Deci dacă v-aș întreba dacă preferați Bucureștiul mic cu Paris de pe vremuri sau Bucureștiul de astăzi, o să răspundeți Bucureștiul e clar. Romantic. Îl iubesc pe acela. Pentru că eu sunt rac. N-am cum să iubesc alt București decât Bucureștiul romantic. Și nu mai este. V-a rămas vreun oraș altul decât Bucureștiul în suflet? Ați văzut foarte multe de-a lungul timpului. În țară am foarte multe orașe care îmi plac. Îmi place Timișoara, care este, indiferent câte catastrofe s-au întâmplat prin centrul orașului, și este același oraș. Nu s-a dărâmat încă nimic. Casele sunt frumoase, e plin de verdeaț. Îmi place Suceava, care e verde. Deci nu s-a... nu s-a amestecat, știi, să distrugi frumos verdele ăsta și să-l distrugi, să trântești niște blocuri acolo sau niște case. Nu, nu știu, nu sunt de acord cu lucrul ăsta, dar nu, degeaba nu sunt de acord. Probabil că foarte multă lume nu este de acord, dar nu are posibilitatea să-și exprime lucrul acesta. Asta este, eu îmi spun părerea. Cineva mi-a spus că, nu mie, cineva spunea de cineva că, vezi, Doamne, post de la televiziune anumite programe, că nu le plac emisiunile, că nu știu ce. Și persoana respectivă a zis, schimbă programul. Așa am făcut și eu. Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat în București, am plecat din București. Dar un oraș străin în care ați fi vrut să locuiți? Sau? Eu ador Grecia.
ador Grecia și sunt disperată după Grecia. Disperat. Ador muzica, ador tot, verdele, peisaj, tot. Și eu au blocuri. Peste toată lumea asta există blocuri. Dar există blocuri în afara orașului. Nu trebuie să trântești un bloc în mijlocul Bucureștiului, indiferent că el costă 300.000 de euro, apartamentul. Locul preferat din București care este? Locul preferat din București era la mine acasă, unde era foarte verde și frumos, ceea ce și acum. Și locul meu preferat din București este Centrul Vechi. Și la ora și aceasta. Și acum? Da. De cât eu am posibilitatea, îmi iau prietenii și ne plimbăm prin Centrul Vechi. Și ziua, dar mai ales seara. Cine a avut ideea acestui Centru Vechi să-l facă? Este singurul loc romantic care a rămas în București. Ca la Paris. Cu cafenelele mici, frumoase, aranjate. Le ador. Ador locul acela. Îl iubesc. E vesel, e viu, e colorat. E lume frumoasă, oameni care se plimbă, indiferent de vârstă, se plimbă de mână și admiră tot ce se întâmplă. E foarte frumos. Cine a avut ideea aceasta, îl felicit, îl admir și îl iubesc și îl sărut. Este minunat locul. Eu sunt îndrăgostită de acel loc. Atât. În București nu mai îmi place nimic decât Centrul Vechi. Cu tot ce se întâmplă acolo. Cu restaurante, cu cafenele, cu muzică, cu cluburi, cu tot ce se întâmplă acolo. Cu culoare, cu veselie, este un loc viu. Bravo celor care au făcut lucrul ăsta. În rest, nu văd de Cismigiul, știm toți că s-a făcut frumos și e frumos, și e frumos, te poți plimba și e minunat, te poți duce în Herăstrău la fel, frumos, dar prea puțin, prea puțin. Dar dacă ar fi să mă duc undeva, să mă plimb în fiecare zi, dacă aș putea și aș avea timp, m-aș duce numai în Centrul Vechi. Ador locul. Tot ce ține de Centrul Vechi, unde este Banca Națională, tot ce ține de loc de Centrul Vechi, este superb. Mai are vreo șansă Bucureștiul? Ați vorbit despre cum este sufocat, cum s-a pornit urban. Nu cred că mai are. Pentru că odată început dezastrul, n-ai cum să-l termin. Ce să faci, să dărâmi? Nu, s-au investit niște bani acolo, îți dai seama. Oamenii au cumpărat niște apartamente, dar n-ai cum să-i scoți afară din casă, să-i dărâm, să-i... Ce să mai faci? Pomii și verdeața aia care a fost în București a fost în zeci, sute de ani. S-a creat. Ce să faci? Poate dacă cineva care o să iubească foarte tare acest oraș, să-și revină și să facă ce a fost. Îmi pare rău că n-a să mai prind. Dar copiii, copiilor noștri, poate voi, Doamne ajută să fie bine, să vă fie bine. Dacă ar fi să asemănați Bucureștiul cu un cântec al dumneavoastră sau al oricui, care ar fi Bucureștiul de astăzi? Sau să-i dedicați? De al meu? A fost odată ca în povești, i-aș spune un basc. A fost odată ca în povești. Sper să fac un cântec cu versurile. A fost odată ca în povești. Sau poate Eminescu, știi? Luceafărul. Da, a fost odată ca în povești, păcat. Eu o spun cu nostalgie și cu tristețe. Am fost fericită în București. M-au gonit oamenii răi, lucruri urâte. Eu sunt un rac romantic. Nu rac. Rac în aintaș. Poetul George Țârne așa spunea. Mira este racul înaintaș. Dar asta e, nu mi-a plăcut, am schimbat locul. Și dacă ar fi să-i faceți o urare la 555 de ani de viață? Să fie iubit. Să fie iubit așa cum l-am iubit eu și nu numai eu, că eu nu sunt cap de serie, cum foarte mulți oameni din București îl iubesc. Sunt foarte mulți oameni care îl iubesc, dar nu au posibilitatea, repet, să se exprime, să-și pună părerea. Deci, îți dai seama, pentru nepoți, pentru copii, pentru bunici, să stea pe banc, să fie, să încerce să mai introducă puțin romantism. Pentru că viața nu e, viața este urâtă fără iubire, fără romantic, fără un pic de romantic. Este urâtă. Știi? Nu, e poezia și muzica vieții. Frumosul, zic eu.
frumosul este poezia și muzica vieții. Hai să-l facem la fel cum a fost. Nu chiar cum a fost, că suntem în 2014, 2050. Să fie un frumos, să se revină la romantism, să se revină, să se încerce, să devenim romantici. Să-l iubim. Vă iubesc. Și la mulți ani, București. Te iubesc oricum.